În 1872, pe 17 ianuarie, s-a născut Traian Vuia, pionier al aviației române, membru al Academiei Române. La Paris a realizat cu eforturi proprii un aeroplan automobil, cu care a reușit să zboare la 18 martie 1906 pe câmpul de la Montesson. Vuia dovedește de când urma cursurile primare o atracție irezistibilă și o predilecție pentru mecanica aplicată și fizică. Micul Vuia dezvoltă o pasiune pentru zmeie. El urmărește atent detaliile lor și încearcă să construiască altele mai perfecționate. Vuia își însușește noțiuni de fizică și mecanică și nu se mai mulțumește să construiască zmeie, ci încearcă să explice ce se petrece în jurul aparatului. Voia să înțeleagă zborul și mai ales să le facă a se mișca în văzduh după propriul gând. La 6 mai 1901, Traian Vuia își ia doctoratul în științe juridice. La Lugoj continuă să studieze problema zborului uman și începe să-și construiască primul aparat de zbor, pe care îl numește aeroplan automobil. Din cauza lipsurilor financiare, nu reușește să-și ducă la capăt proiectul și decide, în schimb, să plece la Paris în iulie 1902. Vuia trimite proiectul Academiei de Științe de la Paris pe 16 februarie 1903, prezentând posibilitatea de a zbura cu un aparat de zbor mai greu decât aerul, cât și procedura de decolare. Academia îi respinge proiectul cu motivația că ar fi prea utopic, cu mențiunea că problema zborului cu un aparat care cântărește mai mult decât aerul nu poate fi rezolvată și nu este decât un vis. În ciuda acestor obstacole, Vuia nu renunță la proiect și se înscrie pentru un brevet, acordat pe 17 august 1903 și publicat pe 16 octombrie 1903. Invenția brevetată se numește aeroplan automobil. Traian Vuia a murit în 3 septembrie 1950.